Deci astăzi s-au desfășurat lucrările conferinței județene Constanța a Partidului Social Democrat, conferință care a avut ca scop organizarea alegerilor interne în cadrul Partidului Social Democrat și desemnarea delegaților pentru Congresul Partidului Social Democrat din luna august, din ziua de 24 august. A fost o conferință județeană care a fost pregătită, apreciez bine, spre foarte bine, în care a existat o perioadă lungă de timp, în care peste 8 zile, în care toți cei care au dorit să candideze au avut posibilitatea să-și pregătească dosarul de candidat, condițiile pentru a candida în conformitate cu regulamentul pe care l-a aprobat Consiliul Politic Județean, atenție, cu regulamentul pe care l-a aprobat Consiliul Politic Județean, regulament de depunere a candidaturilor, au existat 8 zile în care toți cei care au dorit să candideze și au putut pregăti dosarul de candidat. Dosarul de candidat a fost foarte simplu de întocmit. Condițiile care au fost prevăzute au fost absolut minimale, respectiv să fii membru de partid cu o vechime de 3 luni și să ai recomandarea organizației locale în care îți desfășoare activitatea. Mă bucur că pentru funcția de președinte au existat doi candidați. Votul pentru această poziție a fost un vot secret în cabina de vot, cu vot introdus împăturit în urnă, absolut corect, absolut democratic, lucru care a putut fi constatat de toți cei prezenți. Era mai mult decât necesară această conferință. Organizația județeană are nevoie de stabilitate, pentru că în continuare este un an electoral foarte greu. Organizația județeană trebuie să meargă și să câștige în județul Constanța alegerile prezidențiale, precum și alegerile parlamentare. Acesta este obiectivul nostru stabilit astăzi și asumat în conferință. În ceea ce mă privește, sunt hotărât să acționez pentru întărirea forței organizației județene prin promovarea simultană atât a democrației, dar și a disciplinei interne de partid.